Am fost în Deuteronom și ne-am creionat o privire de ansamblu și aș vrea să încep cu o scurtă recapitulare ca să introduc partea a doua a cărții. Spuneam că noi ne adunăm ca biserică să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem pe urmă fiecare pe unde îl trimite Domnul în tarlaua asta lumii să-L facem cunoscut pe Dumnezeu. Atunci când vrei să faci, să cunoști un Dumnezeu nevăzut, transcendent, la care n-ai acces, pe care nimeni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, întrebarea este cum a făcut Dumnezeu posibil lucrul acesta. Și El a coborât spre noi pe câteva căi, dacă mai țineți minte, prin conștiință, prin natură, prin istorie, prin Domnul Iisus Hristos întrupatul Său Fiu, dar în mod special prin Scriptură. Și dacă deschidem Scriptura înaintea noastră, noi suntem în Vechiul Testament. Între cele 39 de cărți, una dintre ele este Deuteronomul. În prima seară, când am văzut viziunea împărăției, noi am vorbit despre scop, viziune și aș vrea să vă amintesc doar programul, cărarea pe care am croit-o pe paginile Scripturii. Și ca să creezi un program, să alegi o carte din cele 66, că noi le-am ordonat în forma în care le avem acum, din Genesa până în Apocalipsa, ca să-ți permiți să creezi un program de studiu biblic în care alegi din cele 66 de cărți, trebuie să cauți cărțile reprezentative ale Scripturii. Și plecând de la ideea lui John Stott, din una din cărțile lui, dacă iei cele patru axiome fundamentale, vedem că orice text biblic, Deuteronomul nu face excepție, este determinat de trei contexte. Contextul literar, istoric și teologic. Și de aceea un program de studiu biblic care vrea să te ducă la cunoașterea căilor Domnului, trebuie să te ajute să treci prin toate formele literare, prin toate perioadele istorice și să nu pierzi cumva linia roșie a Scripturii, care este linia mesianică. Și în felul acesta avem înaintea noastră cei 7 ani cu 26 de cărți și noi ne-am propus să trecem în fugă prin cele 26 de cărți și ați văzut că deja zăbovim a doua săptămână pe Deuteronom, nu știu ce o să facem cu Isaia, care e o carte mult mai lungă. Cu toate acestea aș vrea să lăsăm condensate informația ca să aveți o privire de ansamblu asupra întregului program. Și Deuteronomul deschide într-un fel anul de studiu. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Domnul Iisus și apostolii au citat din Deuteronom mai mult decât din toate celelalte 16 cărți narrative istorice. Cu alte cuvinte, dacă vrei să așezi baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în cunoașterea lui Dumnezeu, atunci cauți cărțile din Vechiul Testament care practic devin solul din care crește Noul Testament. Pentru că impactul Noului Testament îl dă tot ce nu se vede, tot ce-i sub apă, ca într-un iceberg, tot ce-i în Vechiul Testament. Ori Deuteronomul este una din aceste cărți, Isaia este a doua carte. Dintre cele 17 cărți profetice, Isaia este citat mai mult în Noul Testament decât orice altă carte profetică. Asta nu înseamnă că celelalte cărți nu sunt importante, toate sunt importante, dar din nou, dacă vrei să așezi baza cea mai largă în timpul cel mai scurt, atunci e cărțile în care s-au înmuiat cel mai mult rădăcinile Noului Testament. Noului Testament. Oricând te întrebi ce i-a interesat pe autorii Noului Testament din Vechiul Testament, dă-i în mod clar linia mesianică. Și de aceea vom ateriza în Ioan și aveți cele trei cărți, aveți Shema Israel, aveți Isaia și aveți Ioan, cele trei cărți din primul an de studiu. Și pentru că Ghița aici, mulțumesc foarte mult, la el apelez totdeauna când am urgență și trebuie să tipărim ceva. Și din anul întâi ne lipsește ultima carte, Psalmii Regal Mesianici, care aș vrea să-i trimitem la tipar cât de repede. Și atunci o să-l bat la cap pe Ghiță ca să ne-o termine. Mulțumesc tare frumos, Ghiță, pentru toată truda voastră. Deci ăsta este programul și noi vom porni prin el, vom călători pe această cărare a Scripturii. Dacă mă uit la cum se înlănțuiesc tematic lucrurile, în anul întâi
întrebarea la care vrem să găsim răspuns este cum intrăm în relația cu Dumnezeu. Și ăsta este motivul pentru care suntem în a doua săptămână pe Deuteronom. Pentru că am vrea să ne focalizăm pe această întrebare tematică care adună într-un fel anul întâi de studiu. Anul doi, cum trăiești în prezența unui Dumnezeu sfânt. În Levitic Dumnezeu spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. În anul trei, te întreb, Doamne, de ce m-ai mântuit și m-ai lăsat în lumea aceasta? Ca să intru în jug alături de Hristos, să conlucrez cu El la lărgirea împărăției Lui. Care sunt condițiile conlucrării cu Dumnezeu? Acolo avem Genesa și Apocalipsa, apucăm din cele două părți canonul biblic. În anul 4 este un hop, pentru că anul 4 cu cărțile care sunt în el, avem Numere, Evrei și 1 Corinteni. Și în toate trei, dragii mei, avem pericolul păcatului cu voia, pentru care nu este iertare, teologia păcatului cu voia. Și atunci anul 4 este, care sunt pericolele care amenință nu doar preoția mea, ci relația mea cu Dumnezeu? Mai întâi trebuie să ai o relație ca să poți face o lucrare pentru Dumnezeu. Mai întâi suntem ai Lui și apoi vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Anul 5, cum eviți pericolele? Anul 6, ce promite Dumnezeu celui care răspunde cu credincioșie la credincioșia Lui? Iar vestea mare avem în anul 7. Dumnezeul nevăzut descinde în cotidian atunci când printre noi se găsesc oameni ca Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Și de ce să nu spun ca Domnul Iisus Hristos? Pentru că 1 Ioan spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iubind pe frați și ascultând de Dumnezeu, astea sunt coordonatele esențiale ale relației cu Dumnezeu. Deci din pricina temei din anul întâi, am hotărât să reluăm sau să trecem prin Deuteronom, dar acum avem cartea înaintea noastră și ne interesează în mod special aspectul acesta tematic. Deci, cum intrăm în relația cu Dumnezeu? Dați-mi voie să încep cu Deuteronomul și misiunea bisericii. Cel puțin a bisericii noastre, după ce am venit din Matei și Deuteronom, ne-am formulat bătălia pastoral-misionară, așa cum o aveți. Citiți-o cu mine, cu voce tare. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui. Observați două lucruri a sublinia. În primul rând, trebuie să fii ca să poți face. Este o legătură. Tu nu poți face decât ceea ce ești pe alții. Afară de faptul că Dumnezeu folosește o multitudine de resurse suplimentare și toți suntem rodul unor multiple influențe. Dragii mei, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne modelează prin părinții, prin vecinii, prin frații, prin prietenii, prin colegii, prin situațiile prin care trecem. Și în felul acesta El modelează chipul Domnului nostru Iisus Hristos în noi. Dar prin puterea lui Hristos să fim ucenici asemenea lui și să facem ucenici asemenea lui. Dar ce este un ucenic? Ce este un ucenic? Pe un ucenic crește în cunoașterea lui Hristos, da? Un ucenic crește în cunoașterea lui Hristos. Și asta ar trebui să fie dorința noastră a fiecare dintre noi, să-mi fac din scopul vieții cunoașterea lui Dumnezeu. Dragii mei, Avram, 100 de ani a călătorit cu Dumnezeu, 100 de ani, și în 100 de ani s-a modelat în el o credință care a devenit tiparul credinței mântuitoare, tatăl tuturor celor credincioși. Observați, în umblarea mea alături de Dumnezeu, sporesc în cunoașterea lui Hristos și devin asemenea lui, în cunoașterea lui Hristos și în ascultare de el. Deci, în primul rând, un ucenic îl definim pe cele două planuri, da? Cunoașterea înseamnă informare, dar dacă ia un sens ebraic, cunoașterea este mai mult, este o degustare, o trăire, o experimentare a unei relații, a unui caracter cristic. Și elementul ăsta se întâmplă atunci când informația de la minte ajunge la inimă și ea devine, într-un fel, ascultarea de Hristos. Deci ucenicul sporește în cunoașterea lui Hristos și în ascultarea de El. Dar am și un cititor nou. Titi îi cu gâtul în pioneze și nu a putut veni seara asta. Un ucenic contribuie la cunoașterea lui Hristos și încurajează la ascultarea de El. Observați, ca să fiu
trebuie să sporesc în cele două lucruri, în cunoașterea și în ascultarea Lui. Ca să fac, trebuie să contribui, trebuie să ajut pe alții să crească în cunoașterea, să sporească în cunoașterea Lui Hristos și în ascultarea de El. Dar dacă Hristos este centrul atenției mele, trebuie să sporesc în cunoașterea Lui și în ascultarea de El, și dacă prin puterea Lui se întâmplă lucrul acesta, atunci aș vrea să-L căutăm pe Hristos în cartea Deuteronom. Pentru că una din întrebările pe care ne frământă este: când suntem în Vechiul Testament, cum citim cărțile Vechiului Testament? Noi suntem credincioși nou-testamentari. Vechiul Testament este apus într-un fel, desființat, dacă vreți, nu ca și mijloc de revelare lui Dumnezeu, ci ca și porunci. Noi nu suntem sub jurisdicția decalogului din Vechiul Testament. În noul legământ, Dumnezeu a reiterat tot ce avea nevoie. Și toate cele, din cele 10 porunci, 9 sunt reiterate în noul legământ. Singura care lipsește este sabatul, pentru că este împlinit în Domnul Iisus Hristos. Dar în seara aceasta aș vrea să-L căutăm pe Hristos în Deuteronom și pe urmă să vedem cum citim cartea Deuteronom în cheie cristologică. Dar aceeași problemă o să avem cu toate cărțile din Vechiul Testament. Și de aceea, atenție vă rog la felul în care Hristos este revelat, nu la întâmplare. Domnul Iisus însuși ne atrage atenția asupra acestui lucru. Cercetați Scripturile, am citat versetul 39 din capitolul 5, socotind că în ele aveți viață, din Ioan, socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Cu alte cuvinte, Biblia e despre El, nu-i despre noi. Dar ne-a fost dată nouă ca să-L putem cunoaște pe El. Deci Hristos în Deuteronom. Și sigur, cel mai direct text pe care îl avem este în Deuteronom capitolul 18, începând cu versetul 15, unde este vorba despre acel proroc ca Moise, care nu este altcineva decât însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Deci în Deuteronom 18, când citești textul, simți că se trezește în tine o așteptare a adevăratului proroc ca Moise. Moise a fost un om special, Dumnezeu l-a cunoscut față în față, ne va spune ultimul capitol din Deuteronom, dar Hristos este mult dincolo de el. Și atunci, noi când citim Vechiul Testament, îl citim în așteptarea împlinirii desăvârșite a tuturor prefigurărilor din Vechiul Testament. De pildă, relația lui Israel cu lumea de dincolo trebuia mijlocită de preoți și de leviți. Ăsta este conținutul capitolului 18. Noi vom lua doar câteva versete din el, dar relația lui Israel cu Dumnezeu trebuia mijlocită de preoți și de leviți, nu de ghicitori, vrăjitori sau cititori în stele, nici de prorocii mincinoși strecurați printre ei. Dacă aș pune în termenii noștri relația cu Dumnezeu, relația mea, a ta, a noastră, a credinciosului nou testamental cu Dumnezeu, trebuie mijlocită. Și aici aș pune deoparte pe preoți și leviți, dragii mei, pentru că ei au apus, a rămas marele nostru preot, cuvântul întrupat s-a înălțat la cer, dar ne-a lăsat cuvântul scris prin apostolii lui, prin cei pe care i-a împuternicit, le-a revelat Scripturile, i-a inspirat să ne lase Scripturile. Și noi, ca biserică, suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Din păcate, și astăzi, foarte mulți, dragii mei, își fundamentează umblarea cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, pe vrăjitori, ghicitori, vorbesc peorativ, pe tot felul de oameni care au tot felul de predici, predicuțe și cărți, și informația este imensă în zilele noastre. Dar, în ultimă instanță, Scriptura rămâne temelia pe care noi trebuie să zidim. Pentru că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Dar despre ce e vorba în Deuteronom, începând cu versetul 15 din capitolul 18? Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el.
Dar povestea asta n-a început în Deuteronom. Povestea asta a început la Sinai, înainte de darea legii. Atunci când la Horeb sau la Sinai poporul este adunat și așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească, să le dea decalogul, tot muntele era plin de fum, se cutremura, erau tunete și fulgere, trâmbița răsuna, poporul era îngrozit, însuși Moise zice, sunt îngrozit și tremur. De ce s-a arătat Dumnezeu așa? Dragii mei, să nu uităm că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu tragerea de mustăți cu Domnul este începutul înțelepciunii. Nu prietenia excesivă. El este Creatorul. Noi suntem creatura. Și de aceea, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. El putea să vină într-un susur blând și subțire, ca la Ilie, după cutremurul de pământ și după toate celelalte, dar acolo avea un alt mesaj de comunicat lui Ilie, care era pe punctul să-și dea demisia și mânios într-un fel pe tot ce s-a întâmplat. La Horeb, în schimb, Dumnezeu vine să le atragă atenția cu cine anume intră în legământ. Și acolo i-au făcut o cerere lui Dumnezeu, îngroziți de ceea ce vedeau și trăiau. Versetul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Eu îi voi cere socoteală. Faptul că textul acesta îl vizează pe Domnul Iisus Hristos este evident din Noul Testament. De pildă, în Fapte, capitolul 3, când Petru vorbește, Petru vindecă pe ologul de la Poarta Frumoasă, după care se adună toți în pridvorul lui Solomon și începe să le vorbească. Uitați-vă ce face el. Citează tocmai textul din Deuteronom, vizându-l acum pe Domnul Iisus Hristos, cel care a trăit printre ei, a murit, a fost înviat și s-a înălțat la cer. Și după Rusalii se întâmplă fenomenul acesta. Versetul 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Pe el să-l ascultați din tot ce vă va spune. Dar Petru este mult mai drastic decât textul din Deuteronom. Eu îi voi cere socoteală. Ori Petru vine și apasă pe daba un pic mai mult. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De ce își permite Petru să facă lucrul acesta? Pentru că el a învățat câteva lucruri și el a ascultat probabil mesajul Domnului Iisus din Matei capitolul 25 despre duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și atunci când Dumnezeu își cere socoteală, Dumnezeu își cere socoteală și dă și verdictul, rostește judecata și dă și verdictul. Ori Petru spune, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți, care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Despre zilele acestea, zilele în care Hristos cel întrupat a umblat printre ei, a plătit păcatele tuturor și a înviat a treia zi și s-a înălțat la cer. Observați de la Samuel și toți prorocii care au urmat. Samuel este ultimul judecător, primul profet, primul proroc, după care este o serie de proroci care au venit și avem 17 dintre ei vorbindu-ne prin cărțile profetice. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Voi ridica din mijlocul lor, dintre fraților, un proroc ca tine, ca Moise, și acela va fi singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Observați, Dumnezeu este transcendent, un Dumnezeu sfânt. Noi suntem aici atinși de păcat. Cine va mijloci întoarcerea noi în prezența Tatălui? Unul singur. Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care oferă tuturor muritorilor dreptul, posibilitatea, puterea de a se întoarce acasă.
a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se întoarcă, să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dragii mei, cred că este o idee complex străină de Scriptură ca să intercalăm tot felul de alți mijlocitori între noi și Dumnezeu. Nu, nu, Hristos nu e foarte ocupat ca să nu te audă, să nu... Hieros, un astrofizician sau astrolog sau astronom, este întrebat de fiul său: Tată, cum anume ascultă Dumnezeu 5 miliarde de rugăciuni deodată? Și el a luat o foaie de hârtie și a tras o linie. Zice, toți cei 5 miliarde sunt pe linia asta verticală. Dumnezeu trăiește într-o altă dimensiune. El are acces deodată la toți. Cum funcționează povestea asta? Habar n-am. Dar imaginați-vă că Dumnezeu poate să ne asculte pe toți, poate să ne primească pe toți. Și Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, El poate fi mijlocitor deodată pentru toți cei care îl caută și cred în El. Cred în El. În Evrei, în Fapte, capitolul 4, versetul 12, când Petru și Ioan sunt târâți înaintea Sinedriului și li se interzice să mai vorbească în numele Domnului Iisus Hristos, Petru confruntă pe mai mari norodului. Erau patru mari preoți. Este momentul în care se ia o decizie și Hristos este respins în mod oficial de către poporul, de către conducătorii poporului Israel. Cortina cade peste Israel. Dumnezeu îi aruncă la coada rândului și trăim vremuri în care rândul se împuținează, numărul neamurilor intră și Israel va ajunge față în față cu Domnul și Domnul își va termina lucrarea cu ei. Dar Petru are curajul să rostească acest adevăr, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. În nimeni altul nu este mântuire. Oare nu asta a spus Domnul Iisus în camera de sus ucenicilor săi? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, religia nu mântuiește pe nimeni. Religia sunt garduri, avem nevoie de ele că trăim în trupul acesta. Domnul Iisus ne mântuiește pe toți. Practic, noi suntem invitați la o relație vie cu Hristos. Nu la o religie în care practicăm ritualuri, ci la o relație vie cu Hristos. Astăzi ascultam, aseară practic am pornit un podcast și Sean McDowell vorbea cu o doamnă care a venit din Iran, a crescut fără niciun fel de religie, după care, împrietenindu-se cu un musulman, pentru că ei erau musulmani, 25 de ani a practicat religia musulmană cu strictețe. 25 de ani. Și la un moment dat s-a săturat de burca pe care trebuia să o poarte și o dată jos și zice, o să arz în iad. Și aici au început căutările ei. Și ea povestea cât de goală a rămas după toate ritualele pe care cu strictețe le-a păstrat 25 de ani. De 5 ori pe zi se ruga, cu fața îndreptată unde trebuie. Toate erau respectate la buchie. Deci în momentul în care am început să aud despre Domnul Iisus Hristos, am simțit nu o chingă și o încorsetare venită de afară, ci o eliberare venită dinăuntru. Și așa a început nașterea mea din nou, povestea ea. Așa am venit la Hristos, așa am ajuns să cunosc libertatea. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer dat oamenilor niciun alt nume în care să fie mântuiți. Singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dar un proroc ca Moise, în schimb un proroc ca Moise hotărât din veșnicii, pentru că în aparență cei care inițiază chemarea pe scenă acestui proroc sunt oamenii.
speriați la Sinai, la Horeb, de fumul și tunetele și fulgerele, zic să nu ne mai vorbească Domnul, că murim, nu mai putem suferi focul acesta mare. Vorbește tu cu Dumnezeu și noi te vom asculta. Cu alte cuvinte, poporul zice, vrem un mijlocitor între noi și Dumnezeul acesta, care este un foc mistuitor. Și Dumnezeu le spune, da, au dreptate. Și te întreb, cine a inițiat toată povestea? Un proroc ca Moise este inventat de oameni, cerut de oameni? Așa s-ar părea la o privire superficială asupra textului, versetul 16. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău? El, Dumnezeu, va răspunde la ce... Dar atunci cei care au adresat cererea sunt inițiatorii, nu-i așa? Ori textul spune, Dumnezeu va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, atunci când... În ziua adunării poporului, când ziceai, să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Ca tine. Deci, în aparență, poporul inițiază povestea asta și Dumnezeu răspunde la cererea lor. Lasă-mi voie să vă aduc un alt exemplu. Pe vremea lui Samuel, Samuel era bătrân și bătrânii poporului vin la el și dă-ne un împărat, cum au toate neamurile. Și Samuel se întristează, Dumnezeu îl bate pe umăr, zice, nu plânge, nu pe tine, pe mine mă leapădă, și Dumnezeu îl alege pe Saul. Și am fi tentați, când scoatem textele din context și uităm întreaga Scriptură, că poporul inițiază lucrul acesta și Dumnezeu răspunde. Și cam așa se gândește astăzi, mai ales în domeniul al teologiei, în care, practic, tot ce se întâmplă este Dumnezeu răspunde la deciziile noastre. Nu, dragii mei, Dumnezeu a inițiat lucrurile. Dumnezeu l-a creat pe Adam ca împărat. Dumnezeu vorbește despre împărat și împărăție în Deuteronom, capitolul 17. Noi suntem în capitolul 18. Este un leitmotiv de-a lungul cărții judecătorii, da? Nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i... Ăsta este un refren în cartea judecătorilor. Deci ideea împărăției nu este inventată de oameni, după cum nici prorocul ca Moise nu este inițiat de cererea sau venirea lui, de cererea poporului, ci se întâmplă ca cererea poporului să coincidă cu planurile eterne ale lui Dumnezeu. Așa cum cererea poporului în vremea lui Samuel a coincis cu planurile eterne ale lui Dumnezeu. Pentru că în ultima instanță, pe împărat și împărăție și pe tronul lui Dumnezeu se termină istoria. Aceasta ne așteaptă pe cei care vor birui, spune Domnul Iisus Hristos. Și dacă aș pleca doar din primele versete din Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Observați, textul mă trimite dincolo în veșnicie. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-i de ieri, dar la alte ieri, Dumnezeu este veșnic, El este Alfa și Omega. Fără început, da, și fără sfârșit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi. Și atunci, un proroc ca Moise, deși pare că poporul inițiază venirea lui, nevoia de a avea un mijlocitor, practic lucrurile acestea erau hotărâte în planul lui Dumnezeu din veșnicie. Dacă plec din veșnicie și cobor pe pământ, versetul 14 îmi spune, și cuvântul s-a făcut trup. Și toată povestea începe în Genesa 3:15. În Genesa, capitolul 1, avem, dacă vreți, istoria creației, detalierea în capitolul 2, capitolul 3 este căderea. În capitolul 3, pe urmă, după cădere, avem judecata și vine versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Ei, versetul ăsta 15, cei
Dumnezeu, când a văzut că planurile lui sunt călcate în picioare de neascultarea omului, a zis, ce să facem? Și a adunat completul din jurul lui cu care a vorbit să facem om după chipul nostru și zice, ce facem acum? Cum scoatem cămașa? Nu, dragii mei, Scriptura ne spune că soluția era pregătită înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, Genesa 3:15 este vorbirea în istorie a planurilor deja făcute, terminate în veșnicia trecută de către Dumnezeu. Și atunci prorocul ca Moise, pentru că sămânța femeii va fi prorocul ca Moise sau sămânța lui Avram, dacă mă duc în capitolul 22, sămânța femeii era pregătită pentru venire. Nu poporul inițiază, Dumnezeu inițiază lucrurile și Hristosul sau prorocul ca Moise trebuia să vină în istorie, pentru că Moise era un muritor ca mine și ca tine. Chiar dacă a fost un om absolut special în planul lui Dumnezeu, dar el nu putea plăti pentru păcatele altora. El trebuia să plătească pentru propriile lui păcate și el a avut neascultări destule în prezența lui Dumnezeu și vedem, le citim în cartea Exod și Deuteronom în mod special. Dar observați, toată ideea prorocului ca Moise este o idee veșnică. Un proroc ca Moise, dar nu Iosua. Moise se pregătea de plecare și Domnul i-a spus, pune-l pe Iosua în locul tău. Și nu Iosua este prorocul ca Moise. Dacă mă gândesc de pildă la toată istoria lui Israel, plecând de la Moise, observați, prorocul ca Moise este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă după moartea lui Iosua? Dumnezeu îi spune lui Moise, ia-l pe Iosua și pune-l sub porunca lui Eliazar. Iosua nu putea fi un proroc ca Moise, de el să ascultați, pentru că el însuși trebuia să asculte de Eliazar. La porunca lui Eliazar, Iosua scotea și băga poporul în tabără, da? Dacă trebuiau să plece la război, la luptă sau la orice altceva, da? Sau să strângă mană. Și când ne gândim lângă Iosua, da? Lângă Iosua, Dumnezeu aduce în piață, în viața de zi cu zi, înțeleptul și pe urmă, mai târziu, profetul sau împăratul. Dar împăratul și profetul vin lângă ei. Și toate aceste linii se adună în Domnul Iisus Hristos, în prorocul ca Moise. Deci, într-un fel, din Deuteronom trebuie să sărim până în Noul Testament pentru împlinirea acestei promisiuni. Dar el vizează pe Hristos, îl vizează pe Hristos. Ca Moise, mare preot, împărat și profet. Toate aceste funcții se adună în Domnul Iisus Hristos. Ca Moise, mare preot, împărat și profet. Dragii mei, toate acestea erau Moise pentru Israel. Dar împlinirea desăvârșită a acestor funcții avem în Domnul Iisus Hristos. Ce este atât de extraordinar legat de Moise? Atât de special legat de Moise. Uitați-vă cum se termină cartea de Deuteronom, versetul 34:10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să fi cunoscut față în față. Proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Am citit de pildă în Numeri, atunci când cortul întâlnirii era așezat, slava Domnului coborâse pe cort, când Israel era organizat în jurul cortului, că Moise intra în cortul întâlnirii, intra în Sfânta Sfintelor, ca marele preot intra o dată pe an, da? Intra în Sfânta Sfintelor ori de câte ori credea că e nevoie sau îl chema Dumnezeu și Dumnezeu vorbea cu el gură către gură. Un om special, nu s-a mai ridicat nimeni cu care Dumnezeu să vorbească în felul acesta, gură către gură, pe care să-l fi cunoscut față în față. Dar acum, este un proroc ca Moise și din acest punct de vedere, pentru că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul fiu care este în sânul tatălui, acela l-a văzut. Nu știu, cred că Moise auzea glasul Domnului dintre heruvimi. Dar aici Domnul Iisus Hristos a văzut fața Domnului, da?
fața Domnului. Și tiparul acesta deuteronomic îl găsim de-a lungul Evangheliei după Ioan. Eu nu spun nimic de la mine, vorbesc tot ce mi-a spus Tatăl. Și ăsta este un leitmotiv în Evanghelia după Ioan. În 1 Timotei, capitolul 6, uitați-vă cine este Dumnezeu, versetele 15 și 16, cum este descris de Pavel în textul acesta. Dumnezeu este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și? Care are cinstea și puterea, veșnică. Într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Nici nu-l poate vedea. Și lucrul acesta îl repetă Ioan în prologul Evangheliei. Nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl. Singurul fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Da, un proroc ca Moise, dar mult, mult mai mare decât el, pentru că cu Domnul Iisus nu se aseamănă absolut, absolut nimeni. Ca Moise, dar mai mare decât el. Uitați-vă, textul din Evrei, capitolul 3, pune pe cei doi față în față, pe Moise cu Domnul Iisus Hristos. Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă. Ca slugă. Hristos este credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu. A fost credincios în casa lui Dumnezeu ca slugă. Hristos este credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu. E vreo diferență? Uriașă, pentru că Moise fiind în casa lui Dumnezeu ca slugă, credincios este peste, Hristos este peste casa lui Dumnezeu. Deci este un proroc ca Moise, dar mult mai mare decât el. Versetul 3. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Ori comparația este între Hristos și Moise. Ori dacă Dumnezeu a zidit toate lucrurile, Hristos trebuie să fie Dumnezeu, nu-i așa? Altfel, logica textului pare să rupă. Nu la întâmplare, în prologul Evangheliei spune, el era cu Dumnezeu, era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Deci cel ce a zidit toate lucrurile trebuie să fie Hristosul. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Dar uitați-vă la un text superb în Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 15 la 20. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și asta este o primă afirmație. Chipul, imaginea, întipărirea ființei lui, va spune textul din Evrei, cel întâi născut din toată zidirea. Observați, două lucruri se afirmă în titlul acesta, versetul 15, ca un titlu care pe urmă este elaborat în ceea ce urmează. Chipul Dumnezeului celui nevăzut este Dumnezeu însuși, ziditorul la toate. Dar cel întâi născut din toată zidirea este singurul care are drept de răscumpărare asupra întregului univers. În tot Vechiul Testament, cel întâi născut avea drept de răscumpărare. Țineți minte când Ruth se întoarce împreună cu Naomi, cei care ați citit istoria ei, și n-au de mâncare, merge pe ogoarele lui Boaz ca să strângă spice și la un moment dat Rut o îndeamnă să, omul acesta are drept de răscumpărare asupra noastră. Și Boaz vine la poarta cetății, dar era cineva înaintea lui. Și zice, nu vrei să răscumperi pe Naomi? Și zice, ba da, dar trebuie să nu, atunci mulțumesc, dacă și pe Rut nu mulțumesc. Și el îi scoate păpucul din picior și îl dă și era încheiată toată povestea. Și în felul acesta, pentru că primul renunță, Boaz o răscumpără pe Rut și devine soția lui. Și Rut devine purtătoarea liniei mesianice. Dar sunt două lucruri diferite. Cine este el și ce face el? Chipul Dumnezeului nevăzut, cine este el? Și cel întâi născut din toată zidirea,
care-i dreptul lui, ce face el în raport cu noi, cu toți, cu întreaga omenire. Dați-mi voie să las textul să dezvolte cele două aspecte. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. El este creatorul la toate. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este creatorul la toate, el este susținătorul la toate. El este cel întâi născut dintre toate zidirea. Cine este el? Dar ce face el? Versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. El este chipul lui Dumnezeu, creatorul, susținătorul la toate, dar el este și inițiatorul, răscumpărătorul bisericii, capul bisericii. El este practic cel care a avut drept de răscumpărare asupra întregii omeniri, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și care este mirele ceresc al bisericii lui. Textul din Evrei vine și subliniază exact aceleași două lucruri, dar cu alte cuvinte. După ce a vorbit părinților noștri în vechime prin proroci în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dar cine este Fiul? Pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Prin el au fost făcute veacurile și pentru el au fost făcute veacurile. Sau dacă vreți, universul cu tot ce cuprinde el. Pentru că el este și moștenitor și făcător sau ziditorul a toate. Versetul 3. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care... Oglindirea slavei lui, întipărirea ființei lui. Arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Cu alte cuvinte, este și cel întâi născut din toată zidirea. Nu este doar Dumnezeul adevărat, cine este el, ci ce face el. El a răscumpărat, el a plătit prețul pentru noi toți. Moise nu putea face lucrul acesta, da? Și textul continuă ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Putea Moise spune așa ceva? Niciodată. Da? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este capul oricărei domnii și stăpâniri. El este șeful universului. Un proroc ca Moise, dar infinit mai mult decât el, mai mare decât el. El este ziditorul a toate, susținătorul a toate, răscumpărătorul a toate. Un proroc ca Moise, hotărât din veșnicii, de aceea mai mare decât Moise. Dar încă ceva, este promis de Dumnezeu pentru noi. Un proroc ca Moise, Dumnezeu vă va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Cu alte cuvinte, Hristos este prezentat ca unul care a venit pe pământ ca întrupatul Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Uitați-vă doar la câteva texte. Pe unul l-am citit deja, Genesa 3:15. Dar în capitolul 22, pe muntele Moria, când îngerul Domnului oprește pumnalul lui Avram deasupra lui Isaac și spune: pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dragii mei, pe elementul ăsta mizează Duhul lui Dumnezeu prin Deuteronom, capitolul 18, pe Genesa 3:15, pe Genesa 22 și apoi mai târziu prin legământul davidic.
intrăm pe ultima linie dreaptă. Până acolo avem punctele de flexiune, legămintele lui Dumnezeu. Dar asta este ultimul punct de flexiune, linia dreaptă, care se duce de la David, la fiul lui David, la Domnul Iisus Hristos, ca prorocul ca Moise. O promisiune amplificată pe culoarele profetice. Legământul davidic este o incredibilă promisiune, dar ea este amplificată pe culoarele profetice. Dacă iau istoria lui Israel, am Hexateucul, linia asta dreaptă, perioada judecătorilor, regatul unit cu cei trei împărați, Saul, David și Solomon, 931, regatul se rupe, 10 seminții la nord cu capitala la Samaria, 2 seminții la sud cu capitala la Ierusalim. Aș agăța pe acest cuier câteva din cărți, de pildă Isaia, în jurul lui 722, Ieremia, în jurul lui 586, apoi am Ezechiel, un profet al exilului, el este în Babilon, după reîntoarcerea din robia babiloniană, Zaharia. Când citim profețiile acestea, toate sunt ancorate în promisiunea pe care Dumnezeu o face lui David, în legământul davidic. Și de aceea promisiunea lui Dumnezeu este amplificată pe culoarele profetice, prin cărțile profetice, pentru că revelația este progresivă, lumina care vine din revelația lui Dumnezeu este din ce în ce mai mare. Și de aia este important să așez cărțile pe linia cronologică, să vezi cum se luminează de ziua, cum crește lumina, cum promisiunile lui Dumnezeu devin din ce în ce mai evidente. Sunt extraordinare profeții mesianice în toate cărțile care le aveți pe ecran. În cea mai adâncă noapte a istoriei lor. Mă întorc un pic la observați, am pus o săgeată deasupra lui Isaia, pentru că nu o să avem timpul să intrăm în toate, dar pentru că următoarea carte în care vom intra este Isaia, dați-mi voie să iau din cartea Isaia câte ceva, să vedem cum promisiunea asta mesianică se ancorează sau se luminează prin următoarea carte profetică care vom studia. În cea mai adâncă noapte a istoriei lor, Dumnezeu vorbește lui Ahaz. În capitolul 7, Ahaz are 21 de ani când ajunge împărat și este atacat de cel puțin 4 ori. Da? Atacat de 4 ori și el nu mai știe ce să facă. Cabinetul lui de război întinde mâna după ajutorul Asiriei. Dumnezeu îl trimite pe Isaia și iese de întâmpinarea tânărului împărat și ascultați ce îi spune. Uite, cere un semn de la Domnul, fie în cer, fie pe pământ. Nu vreau să ispitesc pe Domnul, dar deja deciziile erau luate și atunci Isaia se mânie, dragii mei, și ascultați ce îi spune. Isaia a zis atunci: ascultați totuși casa lui David. Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Acum vine Crăciunul și auziți pe copii în mod special citând astfel de texte. Cu alte cuvinte, observați, Hristosul nu este doar în Deuteronom, Hristosul este în Isaia, Hristosul este în Ieremia, Hristosul este în Zaharia, Hristosul este de-a lungul întregului Vechi Testament. Dar fecioara rămâne însărcinată și chiar dacă aș lua-o ca pe nevasta lui Isaia, da, femeia tânără, numele lui este Maher-Shalal Hashbaz. Da. Și atunci aici am o problemă, pentru că atunci când citești profeție, ar dubluri de imagini. Și uneori, ceea ce se spune despre un personaj care este în carne și oase înaintea ta, simți că hainele sunt prea mari pentru el, nu se potrivește. Zice, domnule, dar despre cine vorbește? Și îl dai deoparte pe personajul istoric și apare în spatele lui adevăratul personaj. Practic, apare Mesia. Așa ai dublurile de imagini. Preot, preot, mare preot, mare preot, împărat, împărat, profet, profet, copil, copil, sau prunc, prunc, și tocmai prin ceea ce se spune despre cel care ți se pare, îți dai seama că trebuie să fie altcineva, unul mai mare decât el. Exact așa este și cu prorocul lui Moise. Și uitați-vă cum se încheie capitolul 8,
Și cum începe capitolul 9, care e o altă profeție mesianică. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă. Totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământul pe care acum este necaz. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Domn al păcii, Părinte al veșnicilor. Pe care copil pământesc se potrivește o astfel de haină? Pe niciunul, în niciun caz pe pruncul lui Isaia, despre care vorbește capitolul 7, capitolul 8. Nu, nu, ci în spatele lui apare copilul care de data aceasta este întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Și călătorind prin Isaia vom vedea că dacă ne punem aceeași întrebare, cum mă ajută Isaia să intru în relație cu Dumnezeu? Păi prin nenumăratele profeții mesianice care le găsim de-a lungul cărții, unele din cele mai frumoase profeții. Nici nu vorbesc despre 53, 63, dar gândiți-vă la 25, la ospățul pe care Dumnezeu îl pregătește pe muntele acesta, pe muntele acesta unde urma să fie răstignit fiul lui. Observați, totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Și dacă iau doar cartea Isaia, atunci și acolo văd ideea prorocului ca Moise dusă mai departe și adusă la tot mai multă lumină într-un fel înaintea noastră. El este piatra din capul unghiului, el este brațul Domnului, el este robul Domnului, el este practic cel care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind izbăviți de păcat, să trăim în neprihănire. El este mirele nostru ceresc, mirele nostru ceresc. Vechiul Testament, tot Vechiul Testament, l-am putea considera un fel de advent în practica religioasă, când intrăm în luna decembrie și avem duminicile de advent în așteptarea sosirii prorocului ca Moise, ca prunc, copilul despre care ne-a vorbit Isaia. Cu alte cuvinte, tot Vechiul Testament este o așteptare a celui care va fi adevăratul profet. Profetul ca Moise, dar mult mai mare decât el, în așteptarea prorocului ca Moise. El a fost hotărât din veșnicii, pe de altă parte, Dumnezeu l-a trimis pentru noi și Dumnezeu a spus că el trebuie să vină dintre noi, pentru noi, dar dintre noi. Observați, Adam este tatăl nostru al tuturor, vorbind biologic, noi toți descindem din Adam, am fost în coapsele lui Adam. Și când Adam a păcătuit, dragii mei, noi am păcătuit. Cu alte cuvinte, ce a făcut el a fost, pentru că era dintre noi, era și pentru noi. Dar Domnul Iisus Hristos, prorocul ca Moise, fiind al doilea Adam, trebuia să fie dintre noi, să dea bătăliile care le-a pierdut primul Adam și să fie pentru noi, da? Pentru noi răscumpărătorul. Și de aceea trebuia să fie din mijlocul fraților lui. Versetul 17. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Un proroc ca tine. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am văzut slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Iar dacă mă duc în textul din Galateni, capitolul 4, versetele 4 la 7, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, adică dintre noi, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm neprihănirea. Și versetul 6 continuă, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava!
adică tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Pentru că l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, noi fiind în El și fiind mireasa Lui, moștenim împreună cu El prin Dumnezeu, prin hotărârile planurilor Lui veșnice. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Și capitolul 5 din Evrei ne spune, marele preot trebuia să împlinească două condiții. Să fie numit de Dumnezeu și să fie dintre noi. Să fie dintre noi. Și tocmai lucrul acesta îl sublinează textul din Deuteronom. Uitați-vă la textul din Evrei, capitolul 2, versetele 14 la 18. Nu l-am pe ecran. Dar el sună așa, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, părtași sângelui și cărnii, adică suntem în trup, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, a fost unul dintre noi. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Nu în ajutorul seminței lui Avram, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Aveam nevoie de un astfel de mare preot care să fi fost dintre noi, să ne înțeleagă pe noi, să poată mijloci pentru noi. Și lucrul acesta este subliniat de toate textele și toată povestea pleacă din Genesa 3 cu 15. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Unul dintre noi trebuia să câștige bătălia pierdută de Adam, de protopărintele nostru. Un proroc ca Moise, hotărât din veșnicii, promis de Dumnezeu pentru noi, luat dintre noi, dar pentru că vine din veșnicii, el trebuia să întrupeze. Și dați-mi voie să subliniez implicațiile întrupării. Observați, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. 1 Timotei sau Ioan capitolul 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Implicațiile întrupării sunt uriașe. Ieslea are sens doar în lumina crucii. Și crucea are sens doar în lumina Ieslei, pentru că un înger nu putea face pentru noi ceea ce a făcut Hristos. Și de aceea El a devenit unul dintre noi pentru ca să poată da bătăliile în locul nostru și pentru noi și să zdrobească capul șarpelui, dragii mei, să pregătească pentru noi împărăția lui Dumnezeu. Hristos s-a născut ca să moară. S-a născut ca să moară. Iisus și-a dat Duhul și îndată perdeaua dinăuntru s-a rupt de sus și până jos. Și perdeaua dinăuntru sunt brațele Tatălui care s-au deschis să ne aștepte, să intrăm, să venim acasă, să intrăm în prezența Lui. Astfel, dar, da? Fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Adică trupul său. Perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Cu alte cuvinte, câtă vreme Hristos a umblat cuvântul întrupat printre noi, plin de har și de adevăr, trupul său era ca perdeaua din lăuntru care ascundea divinitatea lui. Divinitatea lui se manifesta prin puterile lui, dragii mei, de a învia morții, de a vorbi cu cei care și-au dat Duhul și-au plecat de aici, indiferent acum jumătate de ceas sau cu o zi înainte sau cu 4 zile înainte, ca și Lazar. Capacitatea, puterea lui de a vorbi, de a ne chema în existență, este dovedea divinitatea lui. Dar trupul lui era ca perdeaua din lăuntru. Când s-a rupt și cum frângem noi pâinea, dragii mei, ruperea perdelei este invitația de a ne întoarce acasă. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă, cu o apă curată. Cel care a ales să nu răspundă cu iubire la iubirea lui Dumnezeu va gusta rigoarea dreptății lui. Dragii mei, Dumnezeu
a făcut tot ce putea face pentru noi. El însuși era în Fiul Său pe cruce, răstignit în locul tău și în locul meu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, spune Dumnezeu însuși, pentru că Hristos era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dar grozav lucru este să se cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Cine nu va asculta de El va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului Său. Cu alte cuvinte, când la judecate noi toți suntem vinovați în lumina cărții faptelor. Dar când se deschide cealaltă carte și când toată mulțimea va auzi că unii sunt chemați afară pentru că numele lor sunt scrise în cartea vieții, wow, și eu aș fi putut fi acolo, dar L-am respins pe Dumnezeu, L-am respins pe Hristos și de aceea veșnicia mi-o voi petrece despărțit de El. În Deuteronom, capitolul 18, versetele 18 la 19, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Eu îi voi cere socoteală. Sau va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului său. Citează Petru și practic vorbește în lumina adevărurilor rostite de Domnul Iisus Hristos de-a lungul lucrării Lui în viața Lui pământească. El vine și a cere socoteală, dragii mei, înseamnă a lua și o hotărâre. După judecată vine și un verdict. Verdictul este fie veniți, fie plecați. Și de aceea Petru își permite să strângă într-un fel șurubul și să pună degetul pe rană, va fi nimicit din mijlocul poporului său. În Evrei, capitolul 10, avem păcatul cu voia, groapa de Petru, din care nu mai este izbăvire, nu mai este iertare. Da? Cine va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului, rămâne fără soluție. Rămâne, dragii mei, în mâna lui Dumnezeu și umblând prin țară, mai ales când ai disputa dintre arminianism și calvinism, cei care cred că odată mântuit pentru totdeauna mântuit, zice, nu spune, nimeni nu-i va smulge din mâna mea, replica mea e simplă, nici nu-i cazul. Dumnezeu trebuie să strângă numai un pic mâna și în momentul acela, uitați-vă la textul din... pe care l-am citat, versetele 30-31 din Evrei, capitolul 10. Am vorbit despre Hristos în Deuteronom și ați văzut că El este prezent acolo. Cu alte cuvinte, despre El este vorba în Scriptură. Dar dacă aș lărgi un pic lucrurile, deja m-am amintit și câte ceva din Hristosul din Isaia, da? Hristosul din Isaia. Dar dacă mă gândesc la Hristosul din Vechiul Testament, uitați-vă doar la câteva versete. Ioan 5:39, l-am citat de două ori în seara asta. Cercetați Scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Scripturile despre mine, cu alte cuvinte, El este protagonistul, personajul central al Scripturilor, da. Tocmai ele vorbesc despre mine. Sau Luca, capitolul 24. Cei doi merg spre Emaus, după masa învierii, și un străin se apropie de el. Despre ce vorbiți între voi? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea? Ce? Întreabă curios străinul. Ochii lor erau împiedicați să-l vadă. Și Domnul Iisus deschide Scripturile înaintea lor. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. A început de la Moise și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Imaginați-vă doctrina despre Hristos, vorbită de Hristos, în drum spre Emaus. L-au recunoscut la frângerea pâinii și el dispare din mijlocul lor. Dar uitați-vă și la textul din Timotei. Și Pavel îi vorbește lui Timotei despre Vechiul Testament. Da, despre Vechiul Testament. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea
care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce a spus Domnul Iisus în Ioan 5:39, Pavel vine și spune, de-a lungul întregii scripturi despre el este vorba, prin credința în Iisus Hristos. Și ce cunoștea Timotei era Vechiul Testament. Noul Testament nu exista încă. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Dar în mod special, gândiți-vă la cea mai frumoasă Evanghelie din Noul Testament, Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Romani, capitolul 1, primele 5 versete. Pavel n-a inventat Evanghelia, a descoperit Evanghelia în Sfintele Scripturi. În Sfintele Scripturi. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Nu doar prin învierea sa din morți, ăsta este capacul pe toate, ci prin faptul că de-a lungul vieții lui a chemat la viață Talita Cumi, tinerelul Escoalete, Lazare, vino afară. Singurul care poate vorbi cu non-existența, spunem noi, după moarte, cu ceva ce nu moare, ceva ce rămâne veșnic în noi, dovedit cu putere că este Fiul Dumnezeu prin învierea morților, prin care am primit harul și apostolia să aducem, ajutați-mă, la ascultarea credinței pe toate, nu la credință, la ascultarea credinței pe toate neamurile, credința fără fapte e moartă, da? La ascultarea credinței pe toate neamurile. În Pavel, practic, în epistola lui către Romani, așează Evanghelia în cea mai ordonată formă, cea mai completă formă. Și el vorbește despre faptul că rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament. Esența Evangheliei este o persoană, nu o religie, nu ritualuri. Și scopul Evangheliei este o trăire cristică, ascultarea credinței pe toate neamurile. Dacă aș lua epistola către Romani, și aș așeza-o vis-a-vis de Pentateuch, de lege, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Pavel spune, Hristos este sfârșitul legii, împlinirea legii. Observați, aici am umbra, jos am realitatea în Romani. Practic, ce face Pavel? Ia cartea lui Moise și o golește de conținutul vechi testamental și o umple cu prorocul ca Moise, cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu înțelegi Pentateuchul, nu înțelegi cum e structurată cartea Romani. Observați, am corespondentele în Genesei, Exod și Levitic și pe urmă am Numeri, partea complicată, versetele capitolul 9 la 11 și pe urmă Deuteronomul este capitolul 12 la 15. Evanghelia începe în 1 cu 18, se termină în 15 cu 13 și Evanghelia completă este doar când o propovăduim toată, inclusiv tăierea din măslin. Mâna care te-a altoit, te tai afară. Și de aceea nu mă pot culca pe ureche, ca și David, după legământul și promisiunea externă a Dumnezeu. A coborât garda și de acolo a început tragedia în viața lui. Doar o evanghelie completă este puterea lui Dumnezeu care ne izbăvește din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Mâniei lui Dumnezeu. Vechiul Testament, practic, trebuie citită în cheie cristologică. Și elementul acesta aș vrea să-l duc mai departe în timpul care ne-a rămas. Dar m-aș opri pentru întrebări, dacă aveți. Încerc să recapitulez pe scurt. Practic, structura cărții Deuteronom am limpezit-o data trecută. Acum două săptămâni, eu am lipsit o săptămână și mulțumesc pentru rugăciunile voastre. Ne-am întors cu bine și cu bucurie, văzând oameni deschiși la cuvânt și slujitori al lui Dumnezeu, trăind o viață extrem de simplă, dragii mei. E o experiență extraordinară să mergi înspre est, spre vest. Înspre vest începi să agite în tine dorința de mai mult. Când mergi înspre est, și ce ai prea mult, da? Și ce ai prea mult. Și asta este lucru extraordinar, de să vezi foamea aceea după cuvânt. Mulțumim pentru rugăciunile voastre. Dar am trecut prin Deuteronom din nou ca să vedem
cum anume folosesc o astfel de carte și de ce în primul an de studiu tema majoră este cum intrăm în relația cu Dumnezeu. Cum intrăm în relația cu Dumnezeu. Și pe elementul ăsta am încercat să ne mișcăm, văzând promisiunea, văzându-L pe Hristos. Un ucenic este unul care sporește în cunoașterea lui Hristos și în ascultarea de Hristos. Și unul care ajută pe altul la cunoașterea lui Hristos și la ascultarea de Hristos. Și atunci, misiunea împărăției fiind astea, pe Hristos trebuie să-L găsești în fiecare carte. Și l-am văzut în miezul cărții Deuteronom, în capitolul 18, un proroc ca Moise, hotărât din veșnicii, trimis pentru noi, dar mult mai mare decât Moise, luat din mijlocul nostru. Și dacă nu s-ar fi întrupat și n-ar fi fost unul dintre noi, nici jertfa lui n-ar fi avut o valoare pentru noi. Dar aș intra în cum anume citim cartea și câteva două exemple legate de legătura dintre Deuteronom și Noul Testament. Dacă nu aveți întrebări. Dacă aveți întrebări, m-aș opri cu bucurie. Te rog. Online. Sora Cornelia Rus întreabă: cum putem acorda astăzi cererile noastre la planul etern al lui Dumnezeu? Cornelia, foarte simplu. Adu-ți cererile înaintea lui Dumnezeu, oricare ar fi ele, după care oprește-te și zice: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pune-le în mâna Domnului și liniștește-te. Este extraordinar să auzi de pildă ce spune Pavel în Filipeni: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Hristos, El nu spune că îți va răspunde la rugăciuni, pentru că lucrurile sunt mult mai complexe decât ne imaginăm noi. Și mai ales când e vorba de oameni, dragii mei, că Dumnezeu le-a dat libertatea de alegere, cum Dumnezeu nu mă obligă pe mine, nu obligă pe nimeni. Și atunci, cum rezolvă El lucrurile, cum ia în considerare rugăciunea mea, nu știu. Dar ce îmi spune mie este să pun în mâna Lui cererile mele și să le las acolo cu bucurie. Și Dumnezeu poate spune da, poate spune nu, poate spune așteaptă. E treaba Lui. În ultimă instanță, dacă îl cunosc pe Dumnezeu, indiferent cum mi-ar răspunde, nu de asta târnă relația mea cu El, ci eu sunt în relație cu El de dragul Lui, pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face El. Dacă noi venim la Dumnezeu doar pentru ceea ce face El, întrebarea mea este cât timp trebuie să treacă să inversăm darul cu dătătorul sau în locul dătătorului să așezăm darul. Și asta este esența idolatriei. Esența idolatriei este să ai impresia că Dumnezeu este acolo ca să-ți împlinească cererile și așteptările. Nu. Nu El este creat spre slava noastră, ci noi spre slava Lui. Și atunci pot să-i spun Domnului: voi care sunteți răi, da? Știți să dați darul bune copiilor voștri. Dar ce interesant cum întoarce Dumnezeu vorba, zice: cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și cer Duhul Sfânt rostind rugăciunea Tatăl nostru cu toată inima ta. Pentru că Duhul Sfânt nu ți este dat să te simți tu bine, ci Duhul Sfânt este dat să asculți, să trăiești ca și Domnul Iisus Hristos. Și dovada prezenței Duhului Sfânt este ascultarea mea de Dumnezeu, dragii mei. Restul pot fi ușor contrafăcute. Două lucruri îmi cere Dumnezeu ca dovadă a relației mele cu El: să trăiesc în ascultare de El, să-mi iubesc frații. Astea sunt cele două semne directe ale nașterii din nou, ale prezenței Duhului Sfânt în noi. Mulțumesc, Cornelia. Și Florin Pop întreabă: în Deuteron 18:15, să ascultați de El, e scris cu emic. Aveți vreo explicație? Deoarece în Luca 9:35 e scris cu e mare. Dragii mei, majuscule și minuscule în Biblie noastre sunt rodul interpretului sau traducătorului. De pildă, un alt text care te duce în eroare este: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că cel născut din Dumnezeu îl păzește și celul nu se atinge de el. Și acolo cel născut din Dumnezeu este cu majusculă.
Ori eu ieri am citat în adins și versetul 1. Cine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Și cine îl iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Observ, textul îmi spune, când citesc un pic contextul, că majuscula n-are niciun rost în versetul 18, îmi spune versetul 1. Și atunci, majusculele, minusculele, nu totdeauna sunt și contextul trebuie să-mi spună despre cine este vorba. Foarte bine, mulțumesc frumos, Dori. În limba originală nu sunt majuscule și minuscule, tocmai pentru faptul că până și ei nu au noțiunea sau nu folosesc noțiunea de substantiv comun și propriu. Că până și numele sunt, de fapt, cuvinte obișnuite, caracteristici. Un nume indică caracteristica unui om, așa cum i-au dat-o părinți în funcție de speranțele lor sau de modul de manifestare în familia lor. Și atunci este clar că majuscula și minuscula este a traducătorului. Este o interpretare. Este o interpretare. Toate variantele de text care noi le avem în mâna noastră sunt interpretări, sunt traduceri. Și de aceea sunt multiple traduceri. Și unele sunt bune. Am ascultat pe cineva specialist în domeniul acesta și el a ales traduceri bune și traduceri rele și a primele 7 traduceri rele și primele 7 traduceri bune. Era vorba de traducere în limba engleză. Și foarte interesant este să vezi când iei o Biblie în mână, că toate par să fie traducerile Scripturii, dar nu toate sunt la fel de bune. Și sunt câteva variante de traduceri. Este o traducere literală, este o traducere liberă, cum este Living Bible, de pildă, sau o traducere cu echivalente dinamice. Fie respecti cuvânt cu cuvânt, traducere literală, fie încerci să respecti ideea și o poți reformula, cum este New International Version, de pildă. Dar Living Bible este una din traducerile libere, în care, practic, sunt mai multe. Dar e foarte bine să ai o ierarhie a traducerilor și atunci când consulți, de pildă, în limba engleză, să știi pe ce Biblie pui mâna și cu ce Biblie operezi, ce fel de text ai înaintea ta, care e cea mai aproape de varianta, dacă ești în Noul Testament, de varianta greacă, dar și acolo ai mulțime de manuscrise și acolo sunt probleme. În comentariile care se ocupă, care se torc înapoi la textul original, acolo sunt precizate toate lucrurile astea. Dar gândiți-vă că tot ce avem noi în mână este o traducere, este o interpretare într-un fel. Și aici e marea minune a Bibliei Cornilescu, chiar dacă voi cei mai tineri acum apelați la variantele mai noi, dar vorbeam cu cineva care a citit Biblia, tocmai venise din Timișoara și a citit Biblia și avem Biblia citită pentru noi și o ascult când am un pic de timp și spune că variantele astea din text care le iei, parcă ei nisip în gură de multe ori. Curgerea limbii este ruptă, nu mai e frumusețea aceea și asta mă face să plec inima înaintea Domnului să mulțumesc pentru Ralu Kalimachi, pentru Dumitru Cornilescu, o femeie, dragii mei, care și-a pus toată viața ca poporul român să aibă o limbă frumoasă. Poftim? O Biblie, da? O Biblie într-o limbă frumoasă, accesibilă. Și o prințesă lăsată de bărbatul ei, pentru că ea s-a pocăit, a rămas singură cu o fată, cu o avere imensă și care și-a cheltuit absolut toată averea și toată viața ca să lase românilor Biblia Cornilescu. Acum Cornilescu e numită pentru că el a tradus-o, el a transcris-o, el a lucrat la ea, a reeditat-o de câteva ori, până în 31, probabil ultima variantă a scrierii. Dar femeia aceea a fost în spatele lui, a căutat cuvinte, a fost editor cot la cot cu el. În 44, când moare Ralu Kalimachi și comuniștii au venit și au răpit averile tuturor boierilor și moșierilor, averea ei era toată trimisă în cer. Toată trimisă în cer, dragii mei. Cheltuită pentru ca eu să am în mâna mea o Biblie care să o pot citi cu bucurie.
Da, între speranță și nădejde este diferență. Una are origine slavonă, cealaltă latină, dar eu cred că limba română, cu toate amestecurile ei, care e o limbă vie, orice limbă este vie și ei suferă modificări, dar mulțumim frumos pentru ceea ce avem în mână. Apropo de minuscule și majuscule, mulțumesc frumos, Dori. Și fratele Samuel Ghica întreabă, în Evrei 11 spune că Moise a considerat ocarea lui Hristos mai valoroasă decât comorile Egiptului. Cum adică? Păi gândiți-vă că el a crescut la curtea lui Faraon, scos din apă de fiica lui Faraon, alăptat de maică sa, dar crescut la curtea lui Faraon ca și luptător, ca și general, probabil ca viitor demnitar, dacă nu faraon al Egiptului. Și când el a aflat istoria poporului său și a lipit inima de istoria poporului său și când iese afară și vede poporul său urgisit de către vătafii egipteni și sucește capul, imaginați-vă cât putea fi Moise, da? Nu era un papă lapte, îi sucește capul și îl îngroapă în nisip. Și el trebuie să fugă și 40 de ani la oi, după care intră în slujba lui Dumnezeu în fața rugului aprins. Ocările lui Hristos, ce faină comparație, bogățiile Egiptului, el putea avea tot ceea ce un faraon își permitea să aibă. Dar el a gândit, a lucrat, poate nu totdeauna înțelepțește și de aia Dumnezeu trebuie să-l modeleze, să-l calmeze, să-l pregătească pentru următorii 40 de ani. Dar Sami cam așa își așeza lucrurile, alegerile lui și pe urmă slujirea lui față de Dumnezeu. Practic, dacă tot Vechiul Testament este Domnul Iisus Hristos și el trebuia să fie un fel de prototip al lui Hristos, pentru că Hristos este un proroc ca Moise, imaginați-vă ocarea lui Hristos sau, dacă vreți, bucuria de a îl reprezenta pe Hristos. Poți să o pui așa, ocare în raport cu bogățiile Egiptului. Cred că ocare este peorativ acolo. Dar ocarea lui Hristos, n-am putea să înțelegem intrarea în planurile lui Dumnezeu care îl vizau pe Hristos și atunci echivalentul lui Hristos în vremea respectivă erau planurile lui Dumnezeu care îl vizau pe Mesia din Genesa. Amin, amin, așa este. Pentru că el, gândindu-se la planurile lui Dumnezeu, la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, el știa că aparține, era levit practic. Maria și Aron erau frații lui mai mari, dar fiind din neamul respectiv, habar n-avem cât l-a alăptat maică-sa cu laptele mamei, poate că a băut și istoria poporului respectiv, glumesc acum, dar într-un fel sau altul trebuia să afle despre poporul lui Dumnezeu, rolul lor, ce căutau ei în Egipt, despre Iosif, antemergătorul lui Moise, da? Nu, vine după Moise. Exod, unde-i? În antemergătorul lui Moise, el se naște în Exod, Iosif este în Genesa. Deci care fusese al doilea după Faraon, nu putea să fie străin de istoria poporului său. Iar apoi când accepte să intre, așa cu chiu cu vai, pentru că Dumnezeu trebuie să strige la el în fața rugului aprins, după ce îi pune toate minunile în mână. Dar așa este, el intră practic în planurile, el făcea parte din poporul care a fost ales ca vas pentru o întrebuințare de cinste să-l aducă pe Hristos pe scena istoriei. Haideți să facem un pas mai departe. Vechiul Testament. Și aș lua un prim exemplu. Și în cheie cristologică, cum anume citim? Și un prim exemplu este, dacă iau un paralel de pildă, Deuteronom 30 cu 6 și aș lua primele 6 versete și Coloseni, capitolul 2, versetele 10 la 13. Sau 10 la, am spus eu 24, dar probabil 10 la 13 am găsit eu acolo, din Coloseni. Iau textul din Deuteronom. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău,
Când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Unde suntem în Deuteronom? Deci suntem în capitolul 30 la implicațiile legământului. Am avut prologul istoric, darea legii, detalierea legii în să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău și la implicațiile legământului, capitolul 26, primele roade, capitolul 27, Ebal și Garizim sau citirea legii, capitolul 28, binecuvântări și blesteme și capitolul 29 și în capitolul 30 zice când se vor întâmpla toate aceste lucruri, când te vei abate de la Domnul și Domnul practic, pentru capitolul 31 când Moise și Iosua sunt chemați în prezența Domnului, Dumnezeu zice tu vei mori, poporul se va strica și practic Dumnezeu anunță istoria înainte când se vor întâmpla toate aceste lucruri și vei pune la inimă. Îți voi aduce aminte de ce suferi, ce suferi, de ce te-a împrăștiat Dumnezeu printre toate neamurile? Dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui, din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Dacă mă gândesc doar și așez în istorie povestea asta, am răscoala din 66, în 70 cade Ierusalimul și se dărâmă templu. În 132-35 este răscoala lui Bar Kokhba. După aceea, Ierusalimul este arat, transformat într-o cetate păgână, Elia Capitolina, și urmează Marea Dispersie. Evreii nu mai au ce călca, dreptul de a călca în Ierusalim și sunt împrăștiați pe toată fața pământului. Uitați-vă până în ziua de astăzi, unde îi găsești? Peste tot îi găsești pe evrei, mai ales acum cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și cu antisemitismul care a început să crească peste tot în lume. Începem să vedem problemele pe care evreii le au din Australia până în Canada, America, peste tot, dragii mei, în Europa. Dar textul vine și spune, te va strânge de la marginile cerului. Și lucrul acesta a pornit, se întâmplă în 1948, când s-au repatriat, când s-a reînființat statul Israel. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău, și acolo se va duce să te caute. Ce e foarte interesant, e război acum în Israel. Și cu toate acestea, vin ciopor și se repatriază evrei. Știți ce spun ei? În ciuda tot ce se întâmplă, cel mai sigur loc pentru evrei este în țara lor. În țara lor. Pentru că peste tot sunt ostracizați, dragii mei, peste tot. Uitați-vă ce s-a întâmplat zilele astea în campusurile din America. Proteste pro-Hamas, da? Și anti-Israel și elementele astea nu se mai termină. Și atunci, când mă uit la textul acesta, zic, interesant, chiar și de la marginile cerului Dumnezeu începe să-i adune. Dar pe urmă, versetul 5 și mai ales versetul 6 deschide ușa pentru legătura cu Noul Testament. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi. În țara pe care o stăpâneau părinții tăi. Toate săpăturile arheologice care scot în evidență faptul că Palestina era evreilor de când e lumea, da? De când e lumea, de când Avram a fost chemat de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aud că este o lege că dacă 2000 de ani ai trăit într-o atunci, ai țara ta. Ori ei au fost expulzați 2000 de ani din țara lor, dragii mei, împrăștiați prin toată lumea și s-au întors înapoi în țara lor. Dar uitați ce urmează și elementul ăsta încă nu se întâmplă în Israel. Dar ăsta este planul lui Dumnezeu. Noi vedem porțiuni din el împlinindu-se și versetul. O vei stăpâni, îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale. Și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Poruncile să le pui și în mintea copiilor tăi, spune Marele Shema. Dar observați, textul acesta încă nu s-a împlinit pentru ei. Începe să mijească zorile. Sunt
mii de testamente în limba greacă, de Noul Testament în limba greacă, trimise peste tot, dragii mei, evrei, lațul se strânge în jurul lor, încep să caute pe Domnul, sinagoga nu mai poate controla narațiunea, acum internetul a devenit agora, piața, acum nimeni nu mai poate opri informația și Evanghelia ajunge la urechile tinerilor, bătrânilor, oamenilor de știință. Dacă intrați pe One for Israel și ascultați doar mărturiile, dragii mei, oameni din toată lumea, tineri și bătrâni, care descoperă pe Iisus ca fiind Hristosul, și sunt zeci de mii de evrei mesianici și numărul lor crește de la o zi la alta. De la o zi la alta. Emisiunile lor sunt vizionate peste tot în lume de către evrei. Și când auzi mărturiile lor, Iisus spunea, cel care conduce acum One for Israel, care a venit la Hristos ca student, era undeva în Amsterdam și o dat de niște creștini și s-a împrietenit cu ei și cineva începe să-i vorbească de Iisus. Zice, dar cine e Iisus? Și el își începe, Iisus este the best kept secret, da? Pentru evrei. Secretul sau taina cea mai bine păstrată și protejată ca să nu ajungă la urechile oamenilor. Zice, noi am citit Vechiul Testament, cu asta am crescut din primii ani în școală, dar săream peste textele care... Iar acum încep și oamenii încep să descoperă de faptul că Iisus este evreu și că tot Noul Testament este evreiesc. Dar lucrurile acestea, dacă vreți să vedeți unde am văzut Zaharia, de pildă, când merge Zaharia, capitolul 12, mă vor plânge pe mine pe care l-au străpuns și voi deschide pentru ei un izvor de îndurare și mă vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut, pe seminții, dragii mei, pe familii. Va fi o întoarcere națională la Domnul și doar atunci inima lor va fi tăiată împrejur și vor iubi pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul. Dar asta este în viitor. Și când citiți doar capitolele 12 la 14 din Zaharia, vedeți cum lațul se va strânge în jurul lor, cum, într-un fel, două treimi din ei vor pieri. Și când citești capitolul 14, te îngrozești, pentru că nu poate fi decât un război chimic sau un război nuclear. Ceea ce se va întâmpla. Ori în condițiile astea va veni Hristos conform profeției lui Zaharia și va domni de la Ierusalim. Dar textul acesta privește în viitor. Întrebarea este cum se va întâmpla lucrul acesta? Păi tăierea împrejur a inimii este singura nădejde. Dar cine o va face? Cum se va întâmpla? Ce îmi spune Noul Testament? Și aici mă ajută paralela, dragii mei, Noul Testamentală, dacă vin în textul din Coloseni. Uitați-vă la versetul 10. Voi aveți totul de plin în El. Dar cine este El? Am citit deja. El este chipul Dumnezeului cel lumine văzut. Este Domnul Iisus Hristos, prorocul ca Moise. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Versetul 11. În El ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, că tăierea împrejur făcută de mână este în carne, ci este tăierea împrejur a inimii, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, dar în dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. Este o lucrare tainică, dinăuntru spre în afară, tăierea împrejur a inimii, ca să iubești pe Domnul, o transformare, până acum ai fugit de Domnul, acum te întorci spre El, o transformare dinăuntru înspre în afară. Ce tăierea împrejur a inimii, da? În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez, ieri am vorbit din textul acesta, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Vă voi tăia împrejur inima. Când? Când vă voi aduna, și adunarea lor a început, dragii mei, dar acum din 10 evrei, probabil, 9 sunt atei, 9 sunt atei, dar a început smochinul să frunzească. Vine primăvara, vine vara, vine roada, a început Dumnezeu să lucreze printre ei și rezolvarea problemei sau împlinirea textului din Deuteronom
ne spune Pavel în Coloseni, este posibilă doar în Domnul Iisus Hristos. Și doar Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Lui, Duhului Dumnezeu, ne naște din nou prin tăierea împrejur a inimii noastre, ca să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și toată puterea. Există un al doilea text care aș vrea să-l citim. În capitolul 30, acestea au fost primele 6 versete. Uitați-vă la versetele 14, la 11-14. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi... Despre ce-i vorba? Păi tocmai a dat decalogul, a detaliat decalogul și a încheiat legământul. Capitolul 28-29 a încheiat legământul. Și acum este vorba de porunca aceasta, observați, de toată ascultarea de Dumnezeu. Porunca aceasta pe care ți-o dau azi... Nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici... Cine se va sui pentru noi în cer și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim? Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim? Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Foarte aproape de tine, tocmai... Ați auzit-o? Sunteți copiii celor care au ieșit din Egipt? Am reiterat legea în auzul vostru, am detaliat legea în auzul vostru, veți intra în țară. Porunca aceasta este aproape de tine, în gura ta, în inima ta. Interesant, dice textul nostru. Cine se va sui pentru noi în cer? Sau cine va trece pentru noi dincolo de mare, ca să o ducă. Dacă... Pavel citează textul acesta în Romani, în Romani, capitolul 10, versetele 4 la 7. Și uitați-vă ce face Pavel cu textul acesta, cum citează în cheie cristologică. Acolo este vorba de porunca lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Hristos este sfârșitul, telosul, ținta, împlinirea legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Dar? Pe când, iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer să coboare, adică pe Hristos din cer? Acum... Cum a schimbat el porunca cu Hristos sau legea cu Hristos? Că el nu zice porunci legi, ia porunca ca sistem, dar legea cu Hristos. Ce îi permite lui Pavel să citeze într-un fel Vechiul Testament în cheie cristologică? Practic, el trăiește împlinirea acestui lucru. Nu ne-a spus în capitolul 10, versetul 4, Hristos este sfârșitul legii, împlinirea legii, ținta legii. Dacă este sfârșitul legii, înseamnă că toată legea se adună în El. Da? Se adună în El. El este cuvântul, El este porunca. Da? El este cuvântul. Cine se va sui, adică se coboare pe Hristos din cer? Sau? Sau cine se va coborî în adânc să scoale, adică pe Hristos din morți? Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Cuvântul, porunca este aproape de tine și cuvântul acesta este? Cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu este Hristos legea? El este legea. El este cuvântul. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup. Noi avem pe Hristos în cuvântul scris. Cuvântul veșnic, cuvântul întrupat, cuvântul răstignit, cuvântul înviat, cuvântul înălțat, cuvântul așezat la dreapta scaunului de domnie al Tatălui. Și Pavel, pentru că vede în Hristos împlinirea legii, el poate cita textul din Deuteronom prin împlinirea acestui text în Domnul Iisus Hristos. Dacă iau de pildă legea și Hristos, și Hristos este împlinirea legii, înseamnă că Hristos rămâne, legea este abrogată sau împlinită în Hristos. În sensul acesta, Hristos este sfârșitul legii. Dacă iau
poruncile Vechiului Testament și Evanghelia, în ultima instanță, poruncile Vechiului Testament sunt împlinite în Hristos, abrogate din punctul acesta de vedere și ne rămâne Evanghelia sau ne rămâne noul legământ. Aș putea face exact același lucru cu cele două legăminte. Nu suntem sub jurisdicția Vechiului Legământ. Asta este un lucru extraordinar de important. Cum ești prins în plasă, de pildă, de frații noștri, dacă sunt frații adventiști, da? Care, dacă nu ții sabatul, nu poți fi mântuit. Păi, ți se pune o întrebare simplă. Crezi în decalog? Da, cred. Păi de ce nu ții porunca patra? O, cum scoți cămașa de aici? Dacă n-ai înțeles relația dintre cele două legăminte, nu știi ce să faci. Și de aici nu mai scapi din acest cârlig, pentru că încetişor lucrurile te macină și pe urmă începi să-ți porți ciucuri la cheile, de la, să-ți iei haine într-o singură țesătură, să nu mănânci carne de porc, să nu faci aia, să nu ții aia. Și să cari toate sărbătorile din Vechiul Testament, că de fapt și noi facem lucrul acesta. Dar dacă realmente ai înțeles relația, noi nu suntem sub jurisdicția poruncilor din Vechiul Testament. Nu trebuie să ascult nicio poruncă a Vechiului Testament decât dacă este reiterată în Noul Legământ, în Noul Testament. Și sunt 613 în Vechiul Testament și din ele nu poți alege care îți place și să-l lași care nu-ți place. Pentru evreu, toate erau poruncile lui Dumnezeu, toate. Noi le-am desfăcut în civile, ceremoniale și morale. Pentru evreu toate erau la fel de importante. Da, decalogul este Constituția, dar pe urmă este detaliată, așa cum avem în Deuteronom. Detaliată, dragii mei, în capitolul 6 la 25 din Deuteronom. Și atunci întrebarea este cum să înțeleg relația între cele două legăminte. Observați, sus am cortul ceresc, Tatăl care este lumina. Lumina s-a proiectat asupra Fiului, care era mielul lui Dumnezeu sau Hristosul lui Dumnezeu, și umbra este Vechiul Legământ, cu Marele Preot în centrul ei și cu tot sistemul din jurul Marelui Preot. Dar ce s-a întâmplat? Practic, Hristos este sfârșitul legii și atunci noi avem un nou legământ, Vechiul Legământ este abrogat. Începând cu decalogul. Decalogul este legea. Da? Legea n-a făcut nimic de săvârșit. Decalogul este legea, este abrogat. Și 9 din cele 10 porunci sunt reiterate în noul legământ. Sabatul nu-l găsești nicăieri reiterat, pentru că este împlinit în Hristos. Și de aceea biserica sărbătorit nu tăcerea din sâmbăta dintre moarte și înviere, ce a sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos, a celebrat, dragii mei, și a frânt pâinea în prima zi a săptămânii. În prima zi a săptămânii. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii este? Dragostea. Dragostea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Când inima ți este tăiată împrejur, vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău. Ori a iubi pe Dumnezeu înseamnă asculta de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragii mei, credința, pocăința și ascultarea sunt coordonatele trăirii creștine. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Dar indiferent cine ești, odată atins de păcat se întâmplă să cazi și fără pocăință nu este iertare. Dar eu nu sunt iertat ca să mă întorc în păcatele mele, ci ca să trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu o înțeleg pe două paliere. Păzirea poruncilor și iubirea de frați. Și astea două, într-un fel, astea două călătoresc cu mine și eu călătoresc prin ele. Asta determină sau trasează viața creștină. Cum studiem o carte ca Deuteronomul? Încheie cristologică. Încheie cristologică. Citesc cartea Deuteronom, mă bucur de istoria care o învăț din ea, văd ce-a fost în trecut, dar pe mine mă interesează cum sunt împlinite lucrurile astea în Noul Testament, unde e Hristos în ea,
cum arată vechiul legământ spre noul legământ, dacă este umbră și Hristos este trupul, atunci între umbră și trup trebuie să fie o relație, da? Între umbră și trup trebuie să fie o relație. Și atunci umbra arată, așteaptă într-un fel venirea trupului. Când a venit trupul, nu mai suntem în umbra aceasta, nu ne mai putem întoarce, nu mai trebuie să ne întoarcem în ea. În 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 15, citiți cu voce tare: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar ce să fac cu Vechiul Testament atunci? Păi uitați-vă cum continuă textul. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu. Toată Scriptura. Și aici e vorba de Vechiul Testament. Și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice faptă bună. De ce citesc Vechiul Testament? Să-L cunosc pe Dumnezeu. Să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar de Dumnezeu nu mai pot apropia prin vechiul legământ, pentru că este abrogat. Și atunci îl cunosc pe Dumnezeu și căile Lui, așteptându-L pe Hristos și bucurându-mă de Hristosul care a venit să împlinească toate prefigurările Vechiului Testament. Marea temă cărții Deuteronom. Ce scrie aici? Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Ori, dacă mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său, cum aleg viața? Alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Dar Dumnezeul care mi s-a arătat și care este viața este Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Alege viața alegându-L pe Hristos. Observați Deuteronomul, practic, mă aruncă în brațele Domnului nostru Iisus Hristos, alegându-L pe Hristos. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Amin. Amin. Mai e vreo întrebare? Cât sunt câteva minute? Practic, e o întrebare defalcată în mai multe. Sora Dorina Teodora Moicrădean întreabă. În Marcu 1:4 ne spune că a venit Ioan care boteza în pustiu. De unde știa Ioan Botezătorul de acest botez al pocăinței spre iertarea păcatelor? Și continuă tot în aceeași idee. De unde și cum știa el că prin mărturisirea păcatelor și a botezului cu apă în râul Iordan, cei ce se pocăiau, le erau iertate păcatele. El a fost primul care nu a mai vorbit despre jertfe pentru iertarea păcatelor? Foarte interesantă întrebare. De unde știa Ioan? Cine era Ioan? Dintre toți cei născuți din femeie, nu s-a ridicat niciunul mai mare decât el. Dacă era trimisul lui Dumnezeu, probabil că ceva din... Da, să iau pe rând botezul lui Ioan. Acum, botezul era practicat de evrei, dragii mei, în Vechiul Testament. De pildă, în foarte multe contexte, de pildă, dacă te duceai să cumperi un rob de pe piață, când îl aduceai acasă, să-l duci în curtea ta, era robul tău, îl botezai în numele robiei. Dacă se întâmpla să-i dai drumul sau să-i libereze, înainte de a pleca, îl botezai în numele libertății, în realitatea libertății. Și botezul era un fel de trecere practicată de evrei. Acum, când Ioan vine și strigă, împărăția lui Dumnezeu este aproape și vin toți la el să fie botezați, nu știu cine a spus ce să facă și cum să facă, dar marea mea întrebare este: cum de Domnul Iisus Hristos legitimează botezul lui Ioan venind la Iordan și cerând să fie botezat de el? Pentru că botezul pocăinței, Domnul Iisus nu avea nevoie de botezul acesta al pocăinței, dar interesant este că prin botezul acesta lui Ioan, Domnul Iisus se identifică cu întreaga omenire păcătoasă.
Și foarte interesant că abia când iese din apa botezului, se deschide cerul deasupra lui, Tatăl vorbește și Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel. Și atunci, indiferent de unde știa Ioan despre botez, botezul acesta era parte din planul lui Dumnezeu. Parte din planul lui Dumnezeu, lucru confirmat de Domnul Iisus însuși, care intră în apa botezului, se identifică cu omenirea întreagă și abia atunci Tatăl spune, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. El putea să nu se identifice cu noi, să zică nu, nimeni nu-mi ia viața, eu o dau de la mine. Poate cineva în sală are o întrebare, o răspuns mai bun la întrebarea asta. Dar putea fi o legătură și cu apa de curățire, cu vaca roșie. Nu știu acum în ce măsură cei care făceau acel botezuri foloseau acea apă. Dar apa respectivă era un fel de rezolvare a necurăției cauzate de păcat la îndemâna oricui în popor. Cum astăzi în biserica ortodoxă este acea gheasmă sau... Și atunci rolul acesta purificator al apei de curățire să fi generat ideea de curățire prin apă și care prefigura adevărata curățire pe care urmează să o ducă Domnul Iisus prin sângele Lui. E complicat să faci paralela, Radu, pentru că apa de curățire a făcută cu cenușa vacii roșii, pătrată într-un loc curat, adusă și pusă peste ori. Elementul ăsta, vasele de curățire erau la nunta din Cana și erau folosite tocmai în vederea aceasta a unei curățiri rituale pe care Domnul Iisus o transformă apoi umplând aceleași vase cu apă și transformându-le în vin. Și are o corelare foarte bună cu vaca roșie, era arsă afară din tabără, ori și Domnul Iisus urma să pătimească afară din tabără și era corespondența în evrei între jertfa aceea care avea rol de ispășire ca și țapul pentru Azazel și tot sângele care era adus în cortul întâlnirii în Sfânta Sfintelor, trebuiau animalele arse afară din tabără, pentru că erau încărcate cu păcate și atunci așa e, dar cum aduci toată povestea asta în Iordan? Unde n-ai cenușa vacei roșii, unde n-ai... Deci cum aduci paralela? Ideea de botez, de curățire prin apă. Deci, eu altfel nu pot să înțeleg rolul apei decât dacă o legați, îmi dă o înțelegere logică. Observați când text, pentru că am avut botezul ieri și am citat textul din capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, dar pe urmă sunt câteva precizări care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dacă ar fi vorba de spălat murdăria de pe trupul meu, da, apare rolul acesta, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că și Ioan strigă, pocăiți-vă. Ori, hai să vă duc un pic mai departe în capitolul 19 din Fapte. În capitolul 19, Pavel întâlnește câțiva ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Ce ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi zice, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt, dar cu ce botezați fost botezați? De ce leagă? De ce leagă primirea Duhului de botez? Și ei zic, botezul lui Ioan. Și Ioan, Pavel vine și le explică, când te botezi în numele cuiva, tu primești ceea ce persoana în numele căruia te botezi îți poate oferi. Ce îți poate oferi, Ioan? Ești un păcătos, pui de năpârci. Cine m-a învățat să fugiți de lumie, de mânia viitoare? Ioan nu poate să-ți ofere decât să te dovedească vinovat, dar n-are soluție pentru problema ta. Da? N-are soluție pentru problema ta. Și atunci întrebarea este, de ce Pavel vorbește despre botezul în numele lui Iisus Hristos, cum vorbește și Petru? Și în felul acesta, el diferențiază între botezul lui Ioan și botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri, mi se pare... Însuși Hristos mărturisește despre Ioan. Ioan este solul trimis ca să-i pregătească calea și probabil că botezul făcea parte exact din lucrarea lui de pregătire. Da. Că întrebarea a fost de unde știa Ioan despre botezul lui și... Era o prefigurare a adevăratului botez, pentru că Ioan zice, eu botez cu apă, dar vine unul care botează cu Duhul Sfânt și cu...
Și aici este cheia, pentru că el, făcând lucrul acesta, știe că n-are soluția finală. Cu alte cuvinte, sunt iertat de păcate, pentru că asta era o altă întrebare, cum de nu amintește jertfele, sunt iertat de păcate doar în momentul în care Duhul poate coborî în viața mea, când sunt reprimit în prezența lui Dumnezeu. Și atunci Ioan însuși spune că despre mine eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și botezul cu foc nu este etajul superior al botezului cu Duhul Sfânt, ci este viață și moarte, viață și pedeapsă. Contextul vorbește despre funcțiile mesianice, să dea viața și să pedepsească, să rostească verdictul asupra noastră. Capitolul 20 din Apocalipsa, la judecată, duceți-vă în focul cel veșnic, sau Matei 25. Și atunci Ioan însuși recunoaște, el nu-și vede botezul ca pe o soluție pentru păcatele omenirii, pentru că el nu poate împlini această funcție. El este glasul celui ce strigă în pustie, pregătește calea Domnului, cum spunea Dori. Aș avea și eu o întrebare. În sfârșit, cineva din sală se trezește. Te rog. Legat de mântuirea Israelului și cine e de fapt Israelul? Am aici o întrebare. A fost menționat din Roman 25, că după ce va intra numărul neamurilor, atunci tot Israelul va fi mântuit. Dar în Roman 9 este specificat că nu toți cei din Israel sunt Israel și se mai spune mai tot în Roman 9, că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu. Și aici mă gândesc un pic și la felul în care e scris, pentru că e scris că nu toți cei din Israel sunt Israel. Nu e scris, nu doar toți din Israel, Israel sunt cei din Israel, iar în Roman uh, uh, 15, sau cum am menționat, spune că după ce va intra numărul complet al neamurilor, atunci tot Israelul va fi mântuit. Deci nu se spune după aceea tot Israelul. Oarecum se vorbește de un Israel spiritual care nu coincide cu Israelul genetic, ca să zic, care să fie... Acum, dacă aș lua, poate las pe Dori să răspundă. Deci eu cred că acolo e tot Israelul care va fi în viață în acel moment. Nu tot Israelul de la început până la sfârșit. Dar lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută. Textul din Roman, dacă luăm capitolul 9 la 11, în capitolul 11 se spune că unele ramuri au fost tăiate. Din acest punct de vedere, în capitolul 9, nu toți cei ce se coboară din Avram sau din Israel sunt Israel. Pentru că Avram este ales să fie un vas pentru o întrebuințare de cinste, el și urmașii lui să-l aducă pe Hristos pe scena istoriei. Dar Dumnezeu întotdeauna, de-a lungul istoriei, a avut o rămășiță, pentru că o bună parte sau majoritatea dintre evrei au trăit altfel, l-au respins, și cea mai mare parte l-au respins pe Hristos până în zilele noastre. L-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Ori, dacă El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl, nu există două căi spre Dumnezeu. Israel nu are calea lui. Când eu am fost în Israel, asta a fost una din frământările noastre. Da? Har după har. Ei au harul lor, noi avem harul nostru. Nu e adevărat. Doar prin Hristos se intră la Tatăl, se vine la Tatăl. Și atunci tot Israelul va fi mântuit când îl va recunoaște pe seminții, pe familie, pe cel care l-au străpuns. În Zaharia, capitolul 12, începând cu versetul 10 și capitolul 13. Și noi încă nu suntem acolo. Dar eu cred că Dumnezeu mai are încă un plan cu poporul lui. Că există o teologie a înlocuirii în care biserica înlocuiește pe Israel. Noi intrăm în poporul lui Dumnezeu prin Israel, pentru că Hristos a venit la el, el e evreu și mântuirea vine de la iudei, dar ei se vor întoarce la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci textul din Roman spune, dacă nu se încăpățânează în necredința lor, Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși.
Și pe urmă vorbește de ce va fi primirea lor înapoi decât învierea din morți. Dacă lepădarea a fost o binecuvântare pentru neamuri, primirea lor înapoi va fi ca o înviere din morți. Și atunci eu cred că încă Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea cu poporul său. Și dacă vă uitați la scena istoriei zilelor noastre, norii se adună și se adună exact unde trebuie. Da? În jurul lui Israel se adună norii. Ce se va întâmpla? Nu știm. Nici ei nu știu precis. Sunt în Ezechiel, sunt în Zaharia, Ezechiel 37-38. Pentru că dacă se împlinește Ezechiel 37-38, atunci, dragii mei, Gog din Magog, îi voi pune un călig în fălci, îl voi aduce împotriva poporului meu. Și atunci undeva dinspre nord, cine sunt ei? Uitați-vă la alianțele care se leagă în zilele noastre și nu trebuie decât o scânteie să sară în aer toată povestea. Spun oamenii politici, suntem mai aproape de al treilea război mondial decât ne închipuim. Da, dar apropo de Israel, Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu poporul său, nici cu Ierusalimul. Nici cu Ierusalimul. Câți dintre voi ați reușit să citiți Isaia? Nu ridicați mâna că nu vă întreb. Da, vom încerca să intrăm în Isaia. Și dacă n-aveți timp de ea, citiți primele 9 versete. În primele 9 versete aveți toată cartea. Iar dacă sunteți un pic mai curioși, citiți primele 6 capitole. Și acolo aveți toată cartea. Și dacă sunteți un pic mai curioși, după ce ați citit și capitolul 39, dacă nu citeți capitolele 40-66, n-aveți toată cartea. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim.